Am ținut două grupe acolo, banii pe care i-am făcut atunci, i-am reinvestit și am luat a treia grupă, o sală la universitate. Țineam în weekend, doar sâmbătă duminică. Nu scafă, nu... Și chiar și așa am mulțumit oamenii, pentru că e foarte importantă și teoria, dar să fie teoria reală. Adică dacă îți zic cu 130% înainte să te apuci de coafat, ca să nu pierzi timp mult până... Aia e o teorie adevărată, nu e ceva fals. Deci eu tot ce vă zic fiecare propoziție, o să vă loviți. Am mai stat și acolo un an, doi, nu m-am aruncat să-mi iau repede o mașină, am făcut țara, mergeam cu un Peugeot din ăla de farurile alea, nici nu erau faruri, la un moment dat noi plecam și noaptea, să ajungem la a doua zi, când țineam în Sibiu. Și la un moment dat stăteam parcat și aveam farurile aprinse, dar știam cum e. Și în fața mea o altă mașină și mă uitam și era beznă. Și mă uitam la faruri și am ieșit și m-am dat de dreacu. Și mă uitam, erau aprinse și mă uitam, frate, deci nici 2 metri nu. Și la noi în țară îți dai seama că sunt porțiuni de beznă. Deci era noapte, nici nu cum. Ne mai bucuram când veneau alții din spate, ne făcea lumină și dădeam repede, hai repede că mai parcurge. Ei, bine, a fost și prostie. Dar după ce am produs ca lumea, că de asta zic, n-am făcut imediat casa aia. Nu, am deschis frizerii. Acum o deschidem pe a 7-a. Plus un alt concept, frizeria office, și deschid în continuare. I-am spus lui Mihai, decembrie, a fost decembrie acum, da? Bun. Și am zis așa, bă, hai să închidem anul cu o nouă locație la frizeria București. Profitul pe care îl facem în decembrie, hai să-l reinvestim. Ne facem un cadou, două locații în Pipera.